Mai sunt 2 săptămâni până la Crăciun și toată lumea este curioasă să știe cât costă carnea de porc. Răspunsul diferă în funcție de locul unde vă faceți cumpărăturile. Un kilogram de porc în viu costă de la 6 la 10 lei, iar în magazine prețul cărnii se duce cât de sus își dorește comerciantul. Porcul, vedeta mesei de Crăciun, și anul acesta este mai ieftin în târguri decât în galantar. Chiar și așa, clienții așteaptă încă prețuri mai bune. Prețurile cum sunt? Omul cere cât de scump. Carvea se era mai puțin, dar o timpași cu omul, cum spate. Față de săptămână din urmă, mai scump. Nu știu, cer 70-80. Credeți că o să mai crească spre Crăciun? O să cere 90. 8 lei kilogram, 7,5-8. Sunt bun, nu? Nu-i ca înainte. Să lua din căruță. La 8 lei kilogramul, în Neamț, porcii nu depășesc cu mult media din zonă. La Iași, de exemplu, un kilogram de porc în viu costă între 6 și 7 lei și cel mult 7 lei și 50 de bani costă în Cluj. Cel mai scump se vând porcii la Constanța, ajung și la 10 lei kilogramul. Chiar și așa vorbim despre cele mai mici prețuri de pe piață. Odată sacrificat porcul, kilogramul de carne ajunge să-și dubleze prețul. 13,90, pulpa Kaiserul 13,90, costița 14 lei, cobletul 15 lei. Tot 300 de grame așa de pulpa. Locul de unde cumperi carnea face diferența. La piață sau în micile magazine poți să mai negociezi. Chiar și așa, prețul pulpei de porc nu scade sub 12 lei kilogramul, dar se poate vinde și cu 17 lei. Negociați prețurile. Normal. Deci aici vine cei care au bani puțin și negociază totdeauna. Mai lăsăm că oamenii pensionari nu prea o duc greu. Iar dacă în magazinele din piețe se poate negocia, magazinele mari vin cu promoții. Prețul comparativ cu anul trecut este asemănător. În plus, avem promoție la toate produsele de carne de porc. Comercianții țin cont și de tradiție însă. Până acum, an de an, cum se apropia Crăciunul, cum creștea și prețul.